Liderul PSD Prahova, Virgiliu Nanu, l-a învins la șefia Consiliului Județean Prahova pe Iulian Dumitrescu. Fost prefect al județului Nanu a câștigat 35,58% din voturi, cu un avans de aproape 8% în fața contracandidatului său. La nivel național, PSD a înregistrat avans substanțial în fața liberalilor în județele unde cele două formațiuni politice nu au avut o alianță electorală. Excepție nu a făcut nici Prahova, unde șefii a Consiliului Județean nu revine candidatului PSD așadar. La alegerile locale, Socialdemocrația au înregistrat o victorie notabilă în Prahova, unde au recâștigat județul după o pauză de patru ani. Vorbim de victoria lui Virgiliu Nanu, fostul prefect al județului, care a luat 35,58% din voturi pentru șefia Consiliului Județean cu un avans de aproape 8% în fața lui Iulian Dumitrescu, zis și baronul Lamborghini, actualul președinte PNL Prahova. Nanu a reușit astfel să dărâme un mit. Cel al lui Iulian Dumitrescu, zis baronul Lamborghini sau baronul de două județe, în 2012 Zeci Dumitrescu a ajuns șef de consiliu județean Prahova, mandatul său fiind unul extrem de controversat. Este în prezent suspendat din funcție din cauza unor probleme penale cercetate de DNA. Pe de altă parte, Virgil Nanu, candidatul PSD care a câștigat și fie a Consiliului Județean Prahova deține în prezent funcția de prefect de Prahova, începând cu ianuarie 2022, iar din mai 2023 acesta a fost ales președinte al filialei PSD Prahova. În vârstă de 50 de ani, Nanu este de profesie inginer și a absolvit Facultatea de Electronică și telecomunicație din cadrul Politehnicii și București în 1998, iar mai apoi s-a licențiat în măsurător terestre și cadastru la Facultatea de Munătățiri, Funciare și Ingineria Mediului București. Înainte de a deveni prefect de Prahova, Nanu a fost timp de 9 ani, 2013-2022, director al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova. De altfel, Partidul Social Democrat conduce în opțiunile de vot ale românilor după alegerile din 9 iunie. Rezultatele parțiale arată o creștere a numărului de poziții obținute la conducerea județelor sau la primăriile din orașe comune și sate obținute de PSD față de alegerile din 2020.